Salutare tuturor, eu sunt Lorin și bine v-am găsit la un nou video. În acest video vă voi prezenta logica jocului GTA San Andreas Multiplayer. Să-i dăm drumul! Dar nu e meu, Rincu! Cunoscut ca GTA San Andreas Multiplayer, în continuare denumit SAMP, jocul a apărut în anul 2006 și a avut ca scop unirea jucătorilor de GTA San Andreas la un loc. Jocul este de tip socializare pentru că, deși poți să te joci și singur, să faci misiuni, să te îmbeți ca porcul și să te plimbi cu elicopterul, nimic nu se compară cu un convoi de tir cu prietenul tău sau clasicele SMS-uri de Vinzi Inf sau iPost. Prin post se definește modalitatea prin care un jucător te reclamă în alte administrații că ai încălcat regulamentul general de ordine interioară, chiar dacă de cele mai multe ori nu e așa. Jocul limită realitatea, aici toată lumea se înjoară cu toată lumea, majoritatea se dau ceea ce nu sunt de fapt, fiecare vrea să aibă cât mai mulți bani, să dea țepe, să aibă mașini scumpe și mulți prieteni și să aibă o funcție importantă. Vârsta predominantă pe acest joc, conform spuselor jucătorilor, ar fi de 18+, dar adevărul stă în tăierea spre 10 din același număr. Jucătorii au un stil aparte de a-ți pune la îndoială existența, faptul că respiri fără aprobare și îți cunosc cel mai bine toate neamurile, de la cel cu blană linsă până la unchiul ăla care bea ciucaș la 05, fumează marble și te întreabă dacă ți-ai găsit și tu o gagică. Sampul nu este creat de Rockstar Games, cum este GTA Online. A fost creat de comunitate și oferă posibilitatea ca oricine să-și poată deschide propriul server de Samp. Are la bază un mod de joc în funcție de fiecare server. Fiecare fondator care deține abilitățile învățate în școala vieții de scripting își poate alege modul de joc pe care să-l dezvolte pe server. Câteva exemple de mod de joc ar fi roleplay, unde jocul imită la perfecție viața reală, roleplay game, unde se întâmplă cam aceleași lucruri, doar că ai mai multă libertate de a omorî civili în mod neironic, de a călca admin cu camioane de tip roman, stunt, unde ai libertate deplină de a face ce stai capul, poți zbura cu mașina și nota cu avionul și poți participa la derby-uri în anumite hărți speciale nu prea realistice. Lista de moduri de joc poate continua la nesfârșit. Există servere unde doar te plimbi cu tirul, un fel de Euro Truck Simulator, Counter-Strike, PUBG și așa mai departe. În continuare acestui video vom vorbi despre logica jocului SAMP de pe modul de joc roleplay game, prescurtat în continuare RPG. Cele mai populare servere din România au la bază acest mod de joc, deci ce veți vedea în continuare se aplică pe fiecare server în parte, în mare parte. În felul ăsta SAMP îți poți adăuga la favorit serverele preferate recomandate de YouTuber precum Redux sau Cayenne sau poți alege un server la întâmplare pe care să joci accesând ferestrele internet și hoste din partea opusă X-ului care închide fereastra. Înainte de conectarea pe un server trebuie să-ți alegi un nume cu care vei fi cunoscut pe server. Deși la o primă idee logică și rațională să-ți pui numele tău ar părea o idee îndrăzneață, află că sunt mult mai mulți Ion și Andrei pe fiecare comunitate, iar diminutivele de Andreiuț, Ionel și Alexuț au fost gândite și de ceilalți. Deși rare ori vezi jucători care să-și folosească numele din certificatul de naștere, în mare parte jucătorii folosesc nume inspirate de pe internet, deseori în engleză pentru că suntem un popor în care predomină vorbitul engleză americană. Nume precum Kenzor, Ghost Rider și Andrew Tate vor fi cele mai întâlnite pe server, deci alegeți un nume care în realitate nu te definește, dar care pe server va avea aceeași soartă. Exemplu, I'm the best number one. Odată conectați pe server, suntem întâmpinați de o fereastră, cineva cere o parolă pe care probabil nu o vom ține minte la a doua conectare, o adresă de e-mail cu care ne putem recupera parola în cazul sigur în care o uităm, vârsta care de cele mai multe ori nu e așa, sexul și nu cu cine îl faci, ci care te reprezintă și va începe o scurtă prezentare a serverului. Deși pe jocul single player personajul principal este Carl Johnson și doar cu el vei duce la rău sfârșit jocul, aici pe SAMP poți alege cine vrei să fii dintr-o listă pusă la dispoziție de fondator cu abilități de scripting. Poți să fii o persoană vârstnică, fermier, om al străzii, jamaican sau o persoană de culoare. Observăm aici că niciunul nu poartă haine Gucci pe el, ceasuri și brățări și că te poți uita la aceste personaje ca în oglindă. Deși pare că ești limitat în a-ți alege personajul cu care îți vei petrece tot restul vieții serverului, află că poți să-ți cumperi personaje cu bani din joc, moneda serverului sau bani real. Economia unui server RPG e foarte simplă. Ai o listă cu locuri de muncă unde poți lucra fără a fi necesar să depui un CV și astfel poți strânge bani pentru a-ți cumpăra o coajă de mașină mai în vârstă decât tine. Sau de ce nu, un personaj care nu te definește, ci doar îți dă impresia că te-ai realizat în viață. Alte metode de a face bani ar fi să participi la așa zisele evenimente de pe server, care de fapt se simplifică prin faptul că doar mergi cu mașina niște puncte roșii și la final vei primi bani. Menționam mai devreme de 3 tipuri de valute. Pentru a putea cumpăra chestii neinteresante pe joc, te poți folosi de 3 valute, în funcție de cât timp a curs pentru obținerea acestora. Prima valută sunt banii din joc pe care îi obții în mare parte muncind din greu la joburi. A doua valută sunt monedele serverului, de exemplu rubine sau puncte premium. Aceste monede se obțin mai greu în general la evenimentele neocazionale ce au loc pe server. Ultima și nu cea din urmă valută întâlnită peste tot sunt banii reali, lei sau euro, de obicei sub forma unui cod printat pe o foiță nu derulat pe care scrie PC. Cu bani reali poți cumpăra primele două valute fără să depui efort sau direct personaje și mașini care îți oferă impresia că ai valoare. Pe lângă clasicele locuri de muncă unde te poți angaja ca muncitor necalificat, pe servere mai sunt întâlnite așa zisele facțiuni. Acestea se diferă prin faptul că pentru a te putea angaja la o facțiune trebuie să stai sute de ore în fața calculatorului pentru a demonstra șefilor că interesul tău pentru mâncare e mai scăzut decât pentru joc și că ai un comportament ce insinuează cel puțin că ai vârsta finalului adolescenței și să ai un CV. Codul muncii prevede că poți
lucra în două locuri, deci poți să fii și muncitor necalificat și angajat la o firmă de tractări auto sau poliție. Membrii facțiunilor au niște task-uri săptămânale de rezolvat pentru a nu fi dați afară. Un taximetrist trebuie să răspundă la 5 telefoane de la dispecer și să ducă la destinație 20 de persoane. Un polițist trebuie să confișe 10 permise ale persoanelor care nu fac diferență între dreapta și stânga și să prindă 50 de infractori și așa mai departe. Cu cât rămâi angajat mai mult, vei face vechime și vei avansa în grad, fapt ce îți va micșora numărul de task-uri ce le ai de făcut. Totuși, deși la o primă impresie pare super să prinzi infractori, să fii taximetrist sau să tractezi mașini, în realitate nimeni nu se distrează făcând aceste lucruri. Taximetriștii stau pe loc într-o intersecție și își fac raportul de activitate pe baza persoanelor care urcă și coboară pentru că își dau seama că ajung mai repede pe jos. Ambulanțierii n-au niciun chef de a răspunde la apelul de urgență și oferă aspirină persoanelor din aceeași intersecție cu taximetriștii. Cei care lucrează la tractări auto se vor asigura 100% că mașina ta parcată regulamentar în parcarea din spatele casei va ajunge în stradă pentru a fi ridicată. Reporterii și-au interviul între ei, iar asasinii încă învață să țintească o persoană din prima, evitând să omoare restul de 20 persoane de lângă. Dacă în viața de zi cu zi interesul tău e să cumperi o mașină cu cât mai puțin kilometri și cât mai nouă, află că pe acest joc treaba stă exact invers. Jucătorii investesc sute de miliarde de dolari pentru a cumpăra o mașină mai veche decât pământul, ce a fost plimbată toată suprafața Rusiei într-o zi, care are două culori în acte, dar în realitate vezi doar una și care are statut de mașină prezidențială VIP, soft și sirenă legală de poliție. Casele nu au aceeași valoare ca mașinile, pentru că majoritatea stau cu chirie, câte 40 de persoane în fiecare cameră din casă. Apartamentele, deși există, nu oferă niciun interes pentru jucători, afacerile costă mai mult decât ai putea câștiga în 2 ani de caracal bucutirul, iar profitul vei obține peste încă 2 ani de la jucătorii care îți vând pești cu denumiri ciudate. Majoritatea jucătorilor își petrec timpul jucând barbut, poker sau păcănele în casino, loc în care poți să vii cu 10 milioane de dolari și să pleci cu 100 de miliarde sau viceversa. Și cam atât a fost cu acest video. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să lăsați în comentariu alte idei de logica jocului SAMP. Probabil vom face și partea a doua, pentru că sunt multe, multe idei pe care le putem dezbate. De exemplu, putem vorbi despre clanuri, despre mafii, despre war-uri și multe alte chestii. Și am zis, ca să nu mă lungesc prea tare cu acest video, vom face și partea a doua. Lăsați în comentarii tot ce aveți de zis și ne auzim pe data viitoare. Ciao!